Nu o să vorbesc astăzi în calitatea mea de prim-ministru al României, calitate care sigur mă onorează, dar o să vorbesc, așa cum José Manuel a spus, în calitatea de și onoarea pe care am avut-o de a fi colaboratorul lui timp de mai bine de 4 ani. Au fost 4 ani în care am învățat enorm, 4 ani în care nu doar m-am atașat Europei, dar am înțeles Europa foarte bine, pentru că am avut în fruntea mesei acelor întâlniri de colegiu, de comisie, după cum ați văzut, un optimist incurabil, amorezat de Europa, dar nu doar prin idealist, ci prin cunoașterea ei profundă. Și am avut parte aproape săptămânal de aceste cure de optimism european, așa cum ați văzut-o dezlănțuindu-se astăzi. Și ce am învățat în această perioadă, așa cum mă bucur că José Manuel a transmis astăzi acest spirit al Europei în care a trebuit să acționăm. Eu am avut parte doar de jumătate din mandatul lui José Manuel de 10 ani. A fost o perioadă dificilă, a fost o perioadă, așa cum spune lumea, de crize succesive, dar asta ne-a ajutat să înțelegem și mi se pare că a transmis foarte bine José Manuel acest mesaj, că dacă vrem să înțelegem Europa și Uniunea Europeană, nu putem face prin stop cadre. Pentru că dacă luăm doar stop cadre, o să vedem doar crizele succesive prin care trece. Doar dacă ne uităm la filmul evoluției Uniunii Europene, putem să înțelegem ce înseamnă Uniunea Europeană, pentru că, așa cum spunea Jean Monnet, pe care l-a citat José Manuel astăzi, Uniunea Europeană și Europa construită este o succesiune de crize, pentru că criza este o oportunitate, totdeauna, așa cum spune tradiționalul I Ching. Criza este o oportunitate și dacă ne oprim la criză și analizăm doar criza, rămânem ancorați în trecut. Dacă înțelegem criza ca o oportunitate și luăm deciziile care trebuie să luate, curajoase de multe ori, vizionare de foarte multe ori, atunci putem merge în evoluție. Și asta a făcut José Manuel Durão Barroso în perioada mandatului lui. Și a transformat idealismul vizionar pe care l-a cultivat încă din tinerețe, în Portugalia lui natală, o țară care a demonstrat această capacitate de evoluție, de a trece de la totalitarism la democrație și de a învăța și de a aplica democrația, și a transpus această experiență idealistică într-un context în care Europa a avut nevoie de vizionari, a avut nevoie de idealiști, dar și de idealiști pragmatici, capabili să ia decizii în momente în care toată lumea vedea doar situația de criză și vedea doar rezultatul negativ. Și eu asta am trăit alături de el în Comisia Europeană, o succesiune de momente foarte dificile în care a trebuit luate decizii foarte rapide, de multe ori împotriva convingerii venite din celelalte instituții europene care aveau putere de decizie, momente în care Comisia Europeană a jucat rolul de promotor al deciziilor, de promotor al soluțiilor, care până la urmă, așa cum și domnul profesor Silviu Rugobete a spus, multe idei care au fost lansate în dezbatere publică și care păreau idei nebunești, până la urmă au devenit realitate și au făcut că Uniunea Europeană de astăzi este una mai mare decât, geografic vorbind, decât cea din trecut, este una mai consolidată decât cea din trecut, dar într-un proces care încă nu este finalizat. Și mă bucur că José Manuel astăzi cultivă foarte bine experiența celor 10 ani în fruntea Comisiei pentru a susține în continuare proiectul european pe care îl cunoaște poate mai bine decât oricare altul, tocmai prin prisma acestei experiențe pe care a trăit-o. Vreau să mai amintesc faptul că José Manuel a fost cel care a susținut cu tărie
finalizarea negocierilor de aderare cu România și aderarea României la Uniunea Europeană. El este cel care, știți, toată discuția cu nominalizarea comisarului european, când România nu mai vrea să aibă un comisar de o anumită natură, ci unul cu putere de decizie reală. Și doresc să-i mulțumesc pentru încrederea pe care mi-a acordat-o, aproape pentru cecul alb pe care mi l-a acordat încă de la început, pentru că noi ne-am văzut prima dată în momentul în care ne-am întâlnit după ce eu am fost nominalizat și am avut prima întâlnire, să spun, formală cu președintele desemnat atunci al Comisiei, când am discutat inclusiv despre responsabilitatea pe care aș putea avea în cadrul Comisiei. Deci nu mă cunoștea decât din analize, din documente, din ceea ce spuneau alții și a avut curajul, împotriva părerii multora, inclusiv persoane cu putere de decizie la nivel european, a avut curajul să-mi acorde acel portofoliu al agriculturii și dezvoltării rurale într-un mandat al Comisiei Europene în care trebuia purtate negocieri pentru reformarea politicii agricole comune. Această încredere pe care mi-a acordat-o mie, vreau să o pun în perspectivă și după acești 4 ani și jumătate petrecuți alături de el în cadrul Comisiei Europene, îmi dau seama că aceasta n-a fost doar o nebunie pe care a făcut-o, ci a fost comportamentul lui natural, a fost natura lui de om optimist, de om încrezător și de om capabil să facă față, să provoace destinul și să facă față acestor provocări. Și datorită acestui comportament suntem astăzi unde suntem și în Uniunea Europeană și doresc să-i aduc pentru aceasta un omagiu și să-i mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc mult, dragă prietene José Manuel. Într-adevăr, optimismul radiază și din tablou respectiv.